ultima dată, i-am spus tata aia, singura ta șansă să scap viu din nebunia asta de virus, e să stai acolo, stai acolo cu oamenii aia singuri care te pot ajuta. Și zicea că tata aia nu puteți să mă luați acasă, vorbea așa greu, făcea că fac tratament acasă. Și am zis, tata aia, nu avem cum, șansa ta să trăiești și să rămâi acolo. Și au zis, da, tata aia, lupt, atât, asta a fost, deci asta a fost. Și ce avea să se întâmple? Au murit acolo, flăcările alea, deci nu știu. Era perfect conștient. Asta mă dărâmă extrem de tare. Deci nu, ceilalți pacienți care erau intubați nu au realizat direct ce se întâmplă în jurul lor, erau sedați, au avut poate o suferință mai, adică a fost groaznic pentru toată lumea, dar pentru cine era conștient, cred că a fost ceva, nu știu, să-ți dai seama, era un om puternic și era un om realist și cred că, deci nu, cred că a sperat nimic, nici nu a avut putere să dea jos din pan, nici nu, adică chiar când a văzut că acolo s-a aprins ceva și a dat seama că acolo e sfârșitul lui. Probabil că a încercat să se resemneze câteva secunde până poate și-a pierdut starea de conștiință, nu știu, nu pot să vă spun ce a fost acolo, dar nu, e prea mult.